În perioada 23-31 octombrie 2023, Bahrainul va deveni epicentrul sportului, găzduind cea mai mare competiție internațională organizată de International School Federation. Printre sportivii care vor participa la acest eveniment de amploare se numără doi tineri din Slatina, Daria Dumitrescu și Darius Belgu, ambii legitimați la ACS Budokara de Slatina. Evenimentul va reuni sportivi din întreaga lume care se vor întrece în 26 de sporturi diferite. Este vorba despre o competiție internațională de o mare anvergură, unde vor participa foarte, foarte mulți sportivi din 25 de ramuri ale sportului. Mi-am propus să obțin rezultate bune, foarte bune pentru România, pentru țara noastră și sper să pot face antrenorul mândru. Emoții, da, am, dar acestea pot fi și constructive și sunt pregătită. Este un campionat școlar cu peste 4.000 de participanți la toate disciplinele, printre care și karate. Este un concurs foarte important, foarte greu de asemenea. Cei doi sportivi care reprezintă Slatina și implicit România sunt singurii sportivi care au reușit să urce în acest lot al României la nivelul sporturilor școlare pe disciplina karate. Sper ca de fiecare dată ca acești doi sportivi să se întoarcă cu rezultate și să ne mândrim că suntem români și în același timp slătineni. În schimb, în același timp, pot să spun cu regret că este primul campionat internațional la care nu mă pot prezenta sau să însoțesc pe acești doi sportivi din motivul lipsei fondurilor. Cei doi slătineni practică acest sport de la vârste fragede, având în palmares numeroase titluri naționale și internaționale. Am 16 ani, practic karate de aproximativ 10 ani, o practic din pasiune. Cele mai importante rezultate care au fost de până acum? Păi am obținut anul acesta la campionatul mondial din Serbia locul 3 și mai am la competiții naționale mai multe rezultate. Am 15 ani, fac karate de aproape 10 ani. Sunt 10 ani, în acești 10 ani ce palmare să ai? Păi sunt multiplu campion mondial și european. Probabil preferat este kumite, dar mai am și embu și kata. Daria Dumitrescu și Darius Belgu dețin centura neagră.